În urma primei extrageri, numerele care au dus la desemnarea câștigătorilor au fost 7-2-0-0-6. Acestea au însemnat pe rând ziua, luna și suma cheltuită. Mai exact, toate bonurile din data de 7 februarie, în valoare de 6 lei, sunt câștigătoare. 1.000.000 de lei au fost puși în joc la această ediție, sumă ce va fi împărțită egal la numărul de câștigători, însă numai dacă bonurile respectă în plus condițiile prevăzute de lege. Primii câștigători au apărut și la Gorj. Primul bon fiscal câștigător din Gorj urmează a fi validat cât de curând. Un gorjean a cumpărat în data de 7-a 2-a o garnitură pentru un robinet defect, în valoare de 6 lei. Asta l-a trimis direct în cursa pentru câștigarea 1.000.000 de lei pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor. Și Marian așteaptă acum să-și ridice premiul. Bărbatul susține că nu i-a venit să creadă când a văzut suma extrasă. Normal că nu credeam, n-am crezut în așa ceva, cine poate să creadă. A fost doar că eu le-am adunat acolo, nu le-am strâns. Au fost vreo 20-30 care le-am adunat și a fost să fie. Ce ați cumpărat de 6 lei? A fost un pateu, 6,50 lei, care a fost cu noroc. Și eu mă așteptam la o sumă de 3 cifre, când am auzit că e sumă mică, m-am început să cotrobăi prin ele și am văzut că e câștigător. O să ne mai strângeți și de acum încolo? Da, bineînțeles, ce am de pierdut. Puteți să revendicați premiul în maximum 30 de zile, mergând la sediul ANAF din orașul respectiv, sectorul unde aveți domiciliul, cu bonul fiscal în original și o copie a actului de identitate. Revendicarea premiilor se face începând de astăzi până pe data de 13 mai inclusiv, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător emis în perioada 2 februarie-28 martie, alături de copia actului de identitate și de o cerere. Plata premiilor se va face de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor. Loteria bonurilor fiscale va avea loc în fiecare lună, la următoarea extragere, urmând să fie luate în calcul toate bonurile emise în luna aprilie.